Bună ziua, dragii mei! Mă numesc Raluca Grigore, sunt medic primar ORL la Spitalul Clinic Colțea și sunt profesor universitar la aceeași disciplină de ORL a Facultății de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Tema zilei de astăzi este o temă de mare actualitate și anume infecțiile respiratorii, cum le previi și cum le tratezi. Și primul lucru pe care aș vrea să-l știți cu toții, din perspectiva de doctor și din perspectiva de mamă, este că infecțiile respiratorii fac parte din viața noastră. Infecțiile respiratorii apar la copil după naștere, în momentul în care intră în colectivitate sau dacă se produce o infectare de la unul dintre frații mai mari sau de la părinți bunici. Un copil normal are în jur de 10-12 infecții respiratorii pe an, până când se dezvoltă sistemul său imunitar. Deci ele fac parte din viața noastră. Motiv pentru care trebuie să învățăm să gestionăm aceste situații, chiar dacă uneori la copilul mic ele pot debuta cu febră mare, chiar dacă mămicile sunt speriate, așa cum am fost și eu la rândul meu. Vă invit la un moment de calm. În momentul în care sunteți în fața unui copil cu febră sau a unui copil pe care îl doare gâtul sau îi se înfundă nasul, îl doare urechea, primul lucru, să vă calmați și să aveți o privire de ansamblu asupra a ceea ce trebuie să faceți, care sunt primii pași pe care trebuie să-i urmați. Pentru dumneavoastră și pentru noi, pentru doctori, este foarte importantă febra. Este foarte importantă temperatura copilului care se ia în mod corect cu termometrul. Sigur că fiecare mamă știe când se întâmplă ceva cu copilul ei și poate să pună mâna pe fruntea copilului să spună că acesta are febră. Este adevărat, însă în mod corect, pentru a avea o legătură corectă cu doctorul și pentru a ține dumneavoastră o evidență asupra evoluției bolii, trebuie să măsurați temperatura cu termometrul. Și tot din experiența mea de mamă, dar și din experiența de doctor, sunt convinsă că și dumneavoastră, mamele, v-ați dat seama că fiecare copil are un tipar propriu de a reacționa la o infecție, fie ea virală, fie bacteriană. Unii fac amigdalite, unii fac rinoadenoidite, ulterior se pot complica cu otită medie sau cu bronșiolită. În general, patternul pe care îl va urma copilul respectiv este dictat de prima sau a doua sau a treia infecție. Copilul care face o otită o dată sau de două ori, aceea va fi boala lui preferată, valabil și pentru cei care au nasul înfundat și fac rinoadenoidite. Dar toate aceste lucruri sunt normale, sunt niște evenimente firești în viața unui om și dacă în prima copilărie ele sunt mai dese, încă o dată vă spun, sunt absolut firești, 10 episoade de infecții respiratorii, pe măsură ce sistemul imunitar se dezvoltă, scade și frecvența acestor infecții, astfel că noi, adulții, nu ne îmbolnăvim evident de 10 ori pe an și căpătăm imunitate. Una dintre întrebările frecvente este cum ne dăm seama dacă infecția este virală sau infecția este bacteriană. De cele mai multe ori, prima infecție este virală. Infecțiile bacteriene sunt cele care se transmit în comunități în care apare o boală infectocontagioasă, de exemplu, sau unde a fost o angină pulpacee. Doctorul este cel care vă poate pune cu certitudine diagnosticul de infecție bacteriană sau infecție virală. Noi fiind cei care examinând pacientul, examinând gâtul unui copil, de exemplu, putem spune că angina aceea este tipică, arată tipic pentru o angină virală sau pentru o angină bacteriană, cum este angina cu streptococ, angina eritematopultacee. Asta este un prim semn, după care vom face niște analize de laborator, evident, ca să avem un diagnostic corect, un diagnostic de certitudine, care ne va urma apoi în conduita alegerii unui antibiotic. Însă, orice copil care se îmbolnăvește, ca și orice adult de altfel, poate să debuteze cu nas înfundat. De ce se întâmplă asta? Pentru că în spatele nasului la copil se află vegetațiile adenoide, un țesut limfatic. De altfel, noi în copilărie avem o dezvoltare foarte bună a acestui țesut limfatic, care este și în spatele nasului, dar și în amigdale și în baza de limbă.
și ne ajută nouă practic la producția de anticori pentru a ne dezvolta o apărare eficientă pe parcursul vieții. Practic, obstrucția nazală apare tocmai datorită apariției infecției și inflamației în acest țesut limfatic din spatele nasului, sau ceea ce dumneavoastră cunoașteți sub numele de rinoadenoidită. Practic, orice copil, când vine în contact cu un virus, va avea un grad de inflamație mai mic sau mai mare. În funcție de dezvoltarea sistemului imunitar, el poate reacționa doar printr-o obstrucție nazală sau poate reacționa prin apariția febrei. Iarăși, tiparul febrei poate să fie particular la fiecare copil. Dacă la primele infecții febra va fi înaltă, poate să ajungă la 39 de grade sau chiar peste, la următoarele ea poate să fie mai scăzută. Un alt indiciu, de exemplu, de infecție bacteriană sau chiar infecție bacteriană a urechii, poate să fie o temperatură undeva în jur de 37 cu ceva, cu puțin, dar care să nu scadă, să fie o infecție constantă, practic un semn de infecție constantă. Sunt lucruri pe care și dumneavoastră le învățați pe măsură ce copilul se îmbolnăvește și vă dați seama cumva cum reacționează. Însă de ce este nasul foarte important? La copilul foarte mic este important pentru că el nu știe să respire pe gură, deci nu știe să deschidă gura. Dacă este vorba despre un sugar, el nu se poate alimenta și atunci este vital să asigurăm o respirație nazală. Lumea face tot felul de lucruri aflate de la doctor, citite prin cărți sau căutate pe internet ca să desfunde nasul copiilor, de multe ori manevre agresive. Sunt la modă și sunt corecte spălăturile cu ser fiziologic în momentul în care copilul are o infecție sau are secreții nazale pe care considerăm că nu le putem scoate. Se poate folosi batista sugarului pentru evacuarea secrețiilor la copilul foarte mic, astfel încât el să se poată alimenta. Însă acest nas înfundat este foarte important prin prisma apariției infecțiilor otice. Nu numai la copil, dar și la adult. Pentru că inclusiv adultul, în urma unei viroze simple și suntem în prin sezon de viroză, suntem în sezon de gripă, suntem în continuare în sezon de COVID, în urma unei inflamații care apare chiar la adultul normal, la nivelul nasului, această inflamație se poate transmite în trompul Eustachiu, apare obstrucția și o inflamație la nivelul urechii medii, deci otita medie. Otita este o boală care doare foarte tare, copilul plânge de durere, dacă este mic și nu ne poate spune, duce mâna la urechea care doare. În general, durerea de ureche este comparată cu durerea de dinți, sunt cele mai intense dureri pe care omul le cunoaște. Și otita merge întotdeauna, în afară de durere, merge cu febră, cu febră înaltă. Se poate întâmpla ca o otită care a mers ceva vreme așa sub clinic și nu ne-am dat seama, poate că copilul nu a fost în preajma noastră, se poate întâmpla chiar să apară perforația timpanului și să apară o secreție la nivelul conductului auditiv extern. Atunci este clar că trebuie să ajungem la medic, este clar că avem nevoie de o prescripție de antibiotic. Ca să revenim cumva la când este infecția virală, când este infecția bacteriană, e cumva complicat pentru dumneavoastră să vă dați seama. Dar ce trebuie să știți este că un episod febril, fie că este vorba de un copil, fie că este vorba de un adult, trebuie tratat cu antitermice. Primele medicamente pe care noi le folosim sunt antitermice și sunt molecule diverse, cum este paracetamolul, cum este ibuprofenul, pe care le alternăm. Și administrăm aceste molecule astfel încât să acoperim spectrul celor 24 de ore, astfel încât să controlăm practic febra. La un interval de 4 ore, în cazuri în care febra este foarte mare, putem administra unui copil aceste molecule alternativ. Dacă timp de 48 de ore
Temperatura nu cedează, este clar că nu ne mai aflăm doar în fața unei infecții virale simple, este foarte posibil să fie o suprainfecție bacteriană sau să fie o coborâre a infecției în zona plămânilor, atunci apare și tusea. Este valabil și pentru adulți. Dacă 48 de ore în care noi am administrat un tratament corect cu antitermic, febra nu cedează, ne punem problema unei suprainfecții și ne adresăm unui specialist. În ceea ce privește aerosolii, de exemplu, pe care putem să-i facem și la, se folosesc și la copii, se folosesc și la adulți. Există o discuție, nu poți să ții un copil legat să facă aerosoli, fără îndoială. Ei sunt foarte importanți din prisma orelistului, ei sunt foarte importanți la copilul care are laringită, în care pericolul de a se sufoca sau de a nu respira bine este foarte mare. Nu sunt atât de importanți la copilul care are doar nasul înfundat sau otită, pentru că putem desfunda nasul prin alte metode. Deci dacă copilul dumneavoastră nu stă, lăsăm în pace și are doar otită, lăsăm în pace, putem spăla nasul cu ser fiziologic, putem administra un decongestionant nazal, chiar și un corticoid nazal, dar care să nu se absorbă foarte mult din mucoasa nazală și tratamentul, de exemplu, pentru otită. Nasul este important, după cum v-am spus, în a asigura aerisirea urechii medii și, practic, o ureche sănătoasă sau vindecarea unei urechi bolnave, cum este în otita seroasă sau în otita congestivă. Revenind la aerosol, deci ei sunt foarte importanți pentru copilul care face laringită și pentru adultul care face laringită, dar la copil simptomatologia este mult mai zgomotoasă și ea ține de reducerea spațiului respirator. Laringita este o urgență, laringita subglotică este o urgență pe care toți pediatrii știu să o abordeze, pe care toți oreliștii știu să o abordeze și pentru care copilul ajunge la doctor într-o unitate spitalicească de obicei. Nu o să vă spun cu ce să faceți aerosolii, pentru că există substanțe pe care nu le putem folosi decât sub supravegherea medicului sau într-o prescripție corect urmărită. Cele mai multe substanțe pe care noi le administrăm în aerosoli sunt substanțe care se liberează pe bază de rețetă, vorbesc de cele cu adevărat eficiente, se liberează pe bază de rețetă medicală și la care, proporțional cu efectul spectaculos, sunt și efectele secundare, deci trebuie foarte bine controlate. Dar o să vă spun un lucru legat de administrarea picăturilor nazale. Decongestionantul nazal, deci tot ce ține de molecule tip pseudoefedrină, oximetazolină, indiferent cum le cheamă, nu se pot administra mai mult de 7, maximum 10 zile, pentru că apare un mecanism de obișnuință a mucoasei nazale și adultul sau copilul are un risc mare de a dezvolta o rinită medicamentoasă de care putem scăpa mult mai greu. În concluzie, dacă aveți nevoie de un decongestionant nazal, limitați folosirea lui la 7 zile. Știu că este complicat, știu că vă întrebați cu toții când o să scap de această obstrucție nazală, când copilul meu o să respire normal. Dacă considerați că el nu respiră bine, noaptea sforăie sau respiră cu gura deschisă, vă puteți duce la colegii mei, oreliștii pediatri, care vor pune un diagnostic de rinoadenoidită cronică și eventual o indicație pentru adenoidectomie. O altă întrebare frecventă pe care am găsit-o la dumneavoastră este legată de tuse și de caracterul tusei la copii. Orice copil care are nasul înfundat și respiră pe gură va tuși, ca și noi de altfel dacă încercăm să facem acest exercițiu. Orice copil care are secreții care vin pe peretele posterior al faringelui, deci copil cu rinoadenoidită cronică acută, va tuși datorită iritației pe care aceste secreții o produce la nivelul corzilor vocale. Tusea este un reflex, dar o tuse care nu cedează la tratament, o tuse însoțită de febră, este o tuse care poate indica o infecție pulmonară și automat trebuie să mergem la pediatru. În cazurile grave putem să, ar fi bine să ajungem chiar la un spital.
Dar tusea nu este doar un simptom al unor infecții respiratorii, tusea poate să fie și un simptom al unor afecțiuni digestive. Copilul care regurgitează, de exemplu, sugarul care regurgitează sau copilul mic, poate să aibă și tuse. Aceasta este o suferință gastrică, este vorba de refluxul gastroesofagian. Tusea este foarte frecventă și la copil, pentru că și copiii au reflux gastroesofagian, dar și la adult. Mecanismele, sigur, sunt diferite. La copil, regurgitația și refluxul sunt declanșate, determinate de faptul că toate aceste elemente musculare anatomice, cum sunt sfincterele care ar trebui să țină închise cavitățile, cum sunt stomacul, nu sunt încă bine maturate și atunci nu se închide foarte bine. Sau copilul în timpul alimentației închide foarte mult aer, care se ridică deasupra conținutului alimentar și face să se deschidă prin presiune sfincterul gastroesofagian. Deci tusa poate fi și un efect al unei suferințe gastrice. Nu neapărat o boală, pentru că în momentul în care noi spunem suferință, ne gândim la o boală, ce se întâmplă, copilul meu este bolnav. Nu este bolnav. De asta încerc să vă spun niște lucruri care cumva să vă pună într-o stare de calm. Pentru că în momentul în care ne speriem, fie în fața unui copil bolnav, fie în fața unui adult, cu siguranță rezultatele acțiunilor noastre vor fi mai puțin bune decât atunci când ne păstrăm calmul. Și ca să ne păstrăm calmul, trebuie să știm care sunt primele măsuri pe care le luăm și să le avem la îndemână. Pentru că mi s-a întâmplat de foarte multe ori să vorbesc cu oameni bolnavi, să le prescriu, să le spun despre anumite tratamente și ei să îmi spună, n-am nimic în casă, ce mă fac? Bun, ok, haide, mai ales dacă suntem în fața unui copil cu multe infecții respiratorii, haide să avem tot timpul în casă un antitermic sau două antitermice sau două picături de nas sau două spray-uri nazale. Și aici există discuția când folosim spray-urile cu presiune. Nu putem folosi un spray cu presiune la un copil mic, pentru că mucoasa nazală este o mucoasă care are reflexe. Și dumneavoastră și eu, dacă mi-aș pune ceva acum în nas, s-ar putea să strănut, să nu-mi placă, da? Nu suntem făcuți să ne punem tot timpul ceva în nas sau în gât sau în ureche. Spray-urile cu apă de mare hipertonă, ele au rolul de a desfunda nasul, fără discuție, dar nu le putem administra la nesfârșit. Și de aceea vă spun și din experiența mea ca mamă, că tendința noastră este să facem cât putem de bine și uneori mai binele este răul binelui. Deci nu stăm tot timpul în capul unui copil, tot timpul îi punem un set fiziologic în nas, tot timpul stăm cu batistuța sugarului, chiar dacă uneori avem impresia că asta trebuie să facem. Dacă vă simțiți cumva depășită de ce se întâmplă, întrebați întotdeauna un specialist. Există întrebări legate de administrarea antibioticelor intranazal, de exemplu. S-a introdus prescripția obligatorie de antibiotic și prima rațiune care a făcut ca această prescripție să fie obligatorie este faptul că a apărut rezistența la antibiotice. Rezistența la antibiotice a apărut tocmai datorită faptului că oamenii și-au administrat după ureche un antibiotic, uneori bine, alteori rău, dar de foarte multe ori inutil. Adică acel tip de inflamație, de infecție, ar fi dispărut și fără administrarea unui antibiotic. Efectul secundar al acestei folosiri excesive a fost că au apărut germenii rezistenți la antibiotic. Și atunci, noi trebuie să limităm folosirea antibioticelor în general. Deci, vă sfătuiesc, da, chiar dacă aveți un antibiotic în casă, să-l administrați dumneavoastră sau oricărui membru al familiei, doar dacă cereți sfatul unui medic și avem niște criterii clare, corecte, care să ne spună da, trebuie să luați un antibiotic. Și când îl luați, să-l luați corect. Corect ca doză, corect ca frecvență de administrare, corect ca timp de administrare. Nu luăm doar 3 zile, că așa am auzit eu de la mama, și să nu mai iau că și-a făcut efectul. Nu iau doar 5 zile, iau de exemplu minim 7 zile, chiar 10 zile, dacă am o otită, obligatoriu și mai ales la copil, pentru că nu trebuie să creez un focar de infecție. Revenind, de ce nu punem antibiotice în nas?
mucoasele noastre, ca și pielea, sunt acoperite de bacterii. Noi nu suntem sterili. Nu suntem sterili pe exterior, nu suntem sterili pe interior. Și noi trăim în acest mediu plin de bacterii și virusuri și ne desfășurăm viața foarte bine și în siguranță, tocmai pentru că suntem învățați cu aceste bacterii. Când s-au introdus, de exemplu, terapiile bacteriene cu probiotice intestinale, toată lumea se întreba, vai de mine, de ce luăm bacterii? Pentru că avem nevoie de acele bacterii care să populeze mucoasa intestinală pentru o digestie corectă. Același tip de bacterii prietenoase, care ne ajută să ne apărăm de unele mult mai agresive neprietenoase, noi le avem în mucoasa nazală și în mucoasa faringiană. În momentul în care administrăm orice antibiotic, o bacterie cu bun simț va muri. Deci o să omorâm fix bacteriile prietenoase care ne ajută să ne apărăm de toate lucrurile cu care noi venim în contact. Pentru că aceste bacterii prietenoase, floră de streptococi firească pe care noi o avem pe mucoasa nazală și faringiană, face ca în momentul în care noi venim în contact cu alt tip de streptococ, de bacil, de ciofie, aceasta să se apere, să ocupe locul acolo unde el ar putea să crească și noi nu ne îmbolnăvim. Sfatul meu este să nu administrăm niciodată antibiotice intranazal, pentru că nu facem decât să omorâm bacteriile prietenoase. Și așa bacteriile sunt omorâte de administrarea de antibiotic. Dacă mai punem și ceva local, este clar că repopularea va fi mult mai grea, repopularea mucoasei nazale. Norocul a făcut ca Dumnezeu să aibă grijă de aceste mecanisme de reglare și într-un fel noi chiar dacă facem ceva mai ieșit din comun, mai ne la locul lui, cu toate astea să ne revenim. Asta dacă nu suntem perseverenți și facem tot timpul ceva ce nu trebuie. Se vorbește mult despre imunoterapia în prevenția infecțiilor din sfera ORL. Imunoterapia își are locul ei, fără discuție. În general, la copii care răcesc foarte, foarte des sau la pacienții imunodeprimați, la pacienții cu boli oncologice, la pacienții care primesc tratamente cu imunosupresoare, la pacienții cu diabet zaharat, la toți pacienții cu boli cronice, în care crește foarte mult susceptibilitatea la infecții. Și nu pentru că o infecție de trag respirator superior ar fi o nenorocire, ci pentru că ea ar putea duce la complicații care să pună viața acelor pacienți în pericol. Și sunt foarte mulți pacienți imunodeprimați, mai ales pacienții cu diabet. Sunt tot felul de întrebări legate de administrarea preparatelor topice nazale și de administrarea preparatelor în ureche, ceea ce vreau să vă spun, că dacă suntem în fața unui copil cu otită, nu este suficient să administrăm antibiotic, obligatoriu avem nevoie de un antitermic care are și efectul de a întrerupe lanțul dureros, este foarte important să-i oprim durerea și nu cu ulei cald în ureche, ci cu alte preparate topice speciale pentru ureche, pentru conductul auditiv extern și pentru membrana timpanică. O să vedeți că doctorii pot să administreze uneori preparate cu destinație tip colir, deci preparate care se administrează oftalmic și pe care o să vi le recomande pentru administrarea la nivelul conductului auditiv extern sau membranei timpanice. Toate lucrurile astea ar fi bine să le știți și ar fi foarte bine să aveți lângă dumneavoastră tot timpul la îndemână, mai ales atunci când plecați în vacanță, să aveți o trusă de, așa o numesc eu, trusa de vacanță, unde să avem niște picături care se pun în nas, niște picături care se pun în ureche, obligatoriu antiinflamatoare. Acum, fiecare dintre noi are un anumit tipar al infecțiilor. Sunt oameni care fac infecții digestive și atunci trebuie să aveți ceva pentru o infecție digestivă, unii care fac otite. Senzația de ureche înfundată la adult, de exemplu, este foarte frecvent asociată cu dopul de ceară. Corect. Dar trebuie să facem distinția între un dop de ceară și apariția unei otite. Poate să fie o
un catar ototubar care să fie semnul nevoii mult mai grave dacă apare la adult, mai ales la adultul tânăr, în mod repetat. Dacă senzația de ureche înfundată a apărut în urma unei infecții virale, unui nas înfundat, foarte probabil este vorba de otită. Dacă a apărut brusc sau după ce am fost la piscină sau la mare, foarte probabil este vorba de un dop de cerume. O să luăm și din întrebările pe care le-ați adresat dumneavoastră. Aș vrea să răspund la ele. Am auzit că există un tratament pentru otită cu picături de nas. Se poate face și prevenție la copii. Prevenția otitelor, în general, se face prin asigurarea unei respirații nazale corecte. Atâta timp cât nasul este desfundat, copilul poate să respire bine pe nas, atunci probabilitatea de a apărea otita este mult mai mică. Prevenție cu picături în ureche nu se face. Niciodată nu este recomandat. Da? După cum nu se curăță urechea cu bețișoare, urechea se curăță cu apă și săpun cât pătrunde degetul, altfel ea se curăță singură. Deci cerumenul pe care noi îl vedem, pentru că de foarte multe ori oamenii vin și spun urechea secretă foarte mult, am foarte mult cerumen. Aceea este o ureche sănătoasă. Da? Urechea care face ceară este urechea sănătoasă. Nu ne speriem de ea. Cum ne putem proteja imunitatea în această perioadă? În primul rând, ar trebui să nu ne fie frică. Să nu ne fie frică degeaba, nu să ne fie frică de nimic. Și în general, la copil, imunitatea înseamnă o viață sănătoasă. O viață sănătoasă înseamnă nu numai o alimentație corectă, că despre alimentație vorbește toată lumea, înseamnă un echilibru între numărul de ore pe care îl petrecem în interior și numărul de ore pe care îl petrecem afară, în aer curat. Înseamnă să deschidem geamurile, să aerisim încăperea în care stăm. Nimeni nu se îmbolnăvește de la curent. Nu există boala curentită. Dar toată lumea se poate îmbolnăvi de la neaerisitul încăperilor. Trebuie să scoatem copilul în aer curat, trebuie să facem sport, trebuie să copilul să aibă o activitate fizică care să-i țină organismul într-o stare metabolică, normală, corectă și asta înseamnă să ne protejăm imunitatea. Nu trebuie să stăm nici într-o temperatură foarte scăzută, dar nici într-o temperatură foarte ridicată. Dacă vorbim de ieșitul afară, ceea ce ar putea să ne facă rău, mai ales dacă suntem alergici sau la persoanele care au astm, am putea să nu ne simțim bine în perioadele în care afară este ceață sau în care umiditatea este foarte ridicată. Și, într-adevăr, atunci să ni se înfunde nasul, să tușim, să nu ne fie bine. Dar asta nu înseamnă că stăm închiși în casă niciodată, da? Încă ceva apropo de ieșitul din casă și nu, mă bucur că nu am uitat să vă spun asta. Copilul este bolnav, are febră, când îl scoatem din casă și cât timp îi dăm antitermic? Păi îi dăm antitermic într-o doză corectă, la un interval corect de timp, scădem doza practic în sensul că rărim, adică dacă a fost nevoie să dăm la 4 ore, le administrăm la 6, le administrăm la 8 ore, dar nu stăm între două administrări, pentru că am auzit multă lume făcând asta, nu stăm între două administrări să ajungă temperatura la 39 să văd eu cam cât de mult îi crește. Că nu ne folosește la nimic, da? Vedem că îi crește temperatura, vedem că trece de 37, administrăm antitermicul. În momentul în care copilul nu a mai făcut febră, noi suntem la un interval de 8 ore, putem să rărim la 12 ore, dacă nu a mai făcut febră, administrăm antitermicul încă 24 de ore după ziua în care nu a mai făcut febră și atunci poate fără niciun fel de probleme să iasă din casă. Dar în intervalul acela în care l-am ținut în casă pentru că a făcut febră, nu înseamnă că îl ținem în casă undeva într-o atmosferă complet închisă, în care nu deschidem geamul, nu aerisim. Da? E foarte important apropo de imunitate. Cât ține o infecție virală și când ar trebui să mă îngrijoresc că nu trece? În principiu, o infecție virală durează 7 zile,
Uneori poate dura 10 zile, dar nu neapărat în sine ca și infecție, ca și stare infecțioasă, cât ca și efect al inflamației. Adică putem să rămânem cu nasul înfundat și să dureze mai multe zile, sau putem să rămânem cu un disconfort în zona faringiană, care și acela să dureze mai multe zile, sau o tuse. Sigur că nu putem să tușim 3 săptămâni. Un lucru particular este apariția laringitei, pentru că dacă un adult, de exemplu, face laringită, cea mai importantă parte a tratamentului este să nu vorbească, să-și protejeze vocea. Dacă nu reușim să facem asta, el vorbește, apare tusea. O tuse care apare după laringită poate să dureze chiar și 3 săptămâni, o lună, tusea fiind un reflex. La fel este și senzația de ureche înfundată sau de ureche care păcăne la un pacient, un adult care face otită, se tratează, dar senzația de ureche înfundată poate să dureze chiar și 3 săptămâni. Cum deosebim gripa de infecția respiratorie? Păi gripa este o infecție virală gravă. Virusul gripal, ca și COVID-ul de altfel, sunt niște virusuri extrem de agresive, cu tropism, de exemplu, cu afinitate, și o să vă dau un singur exemplu, atât gripa cât și infecția COVID au afinitate pentru terminațiile nervoase olfactive. Noi am devenit conștienți de faptul că putem să nu respirăm ca efect al unei infecții virale datorită pandemiei, deci practic datorită infecției COVID, dar până la această pandemie, noi vedeam pacienți care povesteau că brusc, în urma unei viroze simple, și-au pierdut mirosul în urmă cu un an, cu 9 luni. De obicei era o infecție gripală. În afară de acest tropism, virusurile au tropism și pentru nervul acustico-vestibular, de exemplu, și adulții să aibă episoade de vertij în urma infecției gripale. De obicei, aceste infecții debutează cu febră foarte mare, cu stare generală alterată și cu oboseală, cu dureri musculare, mult mai intense prin comparație cu o viroză simplă. Acum este foarte greu să spunem cu certitudine, fără să facem un test, dacă într-adevăr este vorba de o infecție cu virusul gripal și avem nevoie de o terapie tipică antivirală, antigripală, sau este vorba despre un alt virus. Și sigur că cel mai corect, mai ales în fața unui copil, ar fi să avem o testare de infecție gripală, dar și la adult. Și când vorbesc de adult, o atenție deosebită ar trebui să o avem pentru pacientul vârstnic. Pentru că pacientul vârstnic are o caracteristică. Poate uneori să dezvolte infecții grave cu foarte puține semne. Vârstnicul nu face febră, nu face febră atât de mare cum face copilul, de exemplu. Poate să fie ușor mai obosit și să ne trezim brusc, că a făcut o bronhopneumonie gripală gravă, care să ducă la o insuficiență respiratorie. Eu vă sfătuiesc că atunci când copilul, de exemplu, sau adultul a venit în contact cu un pacient cu infecție gripală, să facem o testare. Când putem administra antibiotic? După ce febra nu a scăzut, după administrarea corectă de antitermic, sau la copilul cu otită, sau la copilul cu o complicație pulmonară, dar acolo obligatoriu el trebuie văzut de un pediatru. Ce recomandăm pentru imunitate? Am vorbit. Sfatul pentru sindromul vertiginos. Despre sindromul vertiginos se poate vorbi foarte, foarte mult. Există această cauză a infecției virale, care nu este deloc de neglijat, neuronita vestibulară, în care senzația rotatorie este foarte importantă, însoțită de efecte de tip greață, vărsătură, de efecte de fenomene vegetative, cum le numim noi, extrem de importante. Trebuie recunoscut și făcut un tratament corect, dar există și pacientul cu sindrom vestibular
benign, așa în momentul în care otoliții sunt deranjați și pentru aceea există un alt tratament. O să vorbim despre sindromul vertiginos, dacă vă doriți, într-o altă emisiune. Tot timpul răcesc, ce trebuie să fac? E bine să vedem dacă tot timpul răciți. Este posibil să fiți doar o persoană alergică, care să fie, de exemplu, alergică la praful de casă sau la cățelul din casă. Și atunci să aveți tot timpul când ajungeți acasă, nasul înfundat sau secreții nazale. O să mai luăm o parte din întrebări. Pentru secrețiile retronazale viscoase, fără sinuzită. Păi nu există secreții fără sinuzită. Sinuzita are o definiție foarte simplă, care nu se pune pe tomografii și nici pe radiografii. Și anume, prezența unui simptom, cel puțin a unui simptom, din care obligatoriu unul este secreție sau nas înfundat. Sinuzită fără secreții, fără nas înfundat, nu există. Deci dacă aveți secreții, cu siguranță aveți sinuzită. Cronică, probabil. Pentru atacurile de panică, ce se recomandă? Eu aș zice să trageți aer în piept de mai multe ori, să respirați liniștit și să vedeți ce anume declanșează atacurile de panică. Nu este specialitatea mea fără discuție, dar nu pot să vă spun că nu m-am speriat. Și eu m-am speriat în această viață de destule ori, aș spune, și sunt convinsă că sunt mai sperii de foarte multe ori. Dar știu că primul lucru este să recunoști faptul că te sperii, cumva ai pierdut controlul și cea mai eficientă metodă este aceasta în care respiri adânc de mai multe ori și cumva te centrezi tu în tine. De ce sunt recomandate schemele de adrenalină cu sef fiziologic și dexametazon în infecțiile respiratorii? Pentru că dexametazona este cel mai puternic antiinflamator cortizonic cu efect pe termen lung, este un corticosteroid cu efect pe termen lung dexametazona, spre deosebire, de exemplu, de hemisucinatul de hidrocortizon, care este un cortizon cu efect pe termen scurt. Și tocmai datorită acestei acțiuni puternice antiinflamatorii, el se administrează în aerosoli, în infecțiile respiratorii, mai bine zis în inflamațiile tractului respirator decât în infecții. Adrenalina este un vasoconstrictor, adrenalina se recomandă mai ales în laringita subglotică și ea salvează viața omului fără discuție și viața copilului dacă vorbim despre o urgență la copilul mic. M-aș întoarce și se diluează cu ser fiziologic pentru că în funcție de greutatea copilului, doza de adrenalină și combinația între adrenalină și ser fiziologic variază foarte mult. Dar m-aș întoarce la dexametazon. Există alte preparate cu cortizon care sunt la fel de puternice local, pentru că pe mine mă interesează un efect antiinflamator în mucoasa respiratorii, în mucoasa nazală, în mucoasa căilor respiratorii inferioare, în mucoasa laringelui. Avem alte molecule care sunt la fel de puternice local, dar care se absorb foarte puțin. Personal, evit folosirea dexametazonei, o folosesc și eu, la pacienți, de exemplu la pacienți într-o criză de alergie sau într-un șoc anafilactic, fără discuție să folosește dexametazona, fără discuție să folosesc doze mari de hemisucinat de hidrocortizon la pacientul cu laringită edematoasă, este așa numită traheotomie albă, salvezi viața omului. Dar în mod cronic putem administra alte molecule care au mult mai puține efecte secundare. Adevăr sau mit, afecțiunea respiratorie repetitivă la copii cu vârste între 2 și 6 ani va declanșa o sensibilitate a tractului respirator care se va ameliora după 14 ani. După cum v-am spus, nu există, cred eu, noțiunea de sensibilitate a tractului respirator. Un copil normal trebuie să se îmbolnăvească. Copilul normal se îmbolnăvește de 10 ori pe an, da? Și se îmbolnăvește mai puțin
în momentul în care vin în contact cu foarte multe infecții, în momentul în care își dezvoltă imunitatea. Asta nu înseamnă că nu îi se va mai infunda nasul niciodată sau nu se mai doară gâtul niciodată. Doamne ferește! Dar nu o să mai facă febră 39. Poate că nu o să mai facă febră deloc, doar o să spună, mama, mă doare gâtul. Da? Nu există noțiunea de sensibilitate a tractului respirator. Există însă ceva ce într-adevăr se ameliorează după vârsta de 14 ani și anume o alergie declanșată în perioada de copilărie, mai ales la copilul care se naște din părinți alergici, el poate să aibă un teren atopic, să apară o reacție alergică în copilărie până în vârsta de 6 ani și ea să treacă complet după vârsta de 14 ani. După operația de polip, otitele sunt mai rare sau dispar definitiv? Este o întrebare absolut perfectă. Otitele sunt mai rare după operația de polip, ele nu vor dispărea definitiv, vă spun nu din cărți, ci din experiența mea proprie de părinte, pentru că boala preferată a băiatului meu a fost otita de la vârsta de 2 ani și jumătate, de la prima intrare în colectivitate, băiatul meu a făcut otită din 2 în 2 săptămâni, aveam aceste episoade de otită, până când l-am operat de vegetații. Această sensibilitate a urechii nu a dispărut niciodată, în sensul că se poate plânge de durere care apare la, în ureche în timpul zborului cu avionul la aterizare, de cele mai multe ori, mai mult decât la decolare. Pentru că, așa cum v-am spus, fiecare dintre noi are un pattern. Da? Eu am făcut amigdalită toată copilăria mea, toată viața mea, pe mine mă doare gâtul. Pe copilul meu l-au durut urechile, tot timpul a făcut otită. Deci ele nu vor dispărea definitiv, dar se vor rări. Și mai avem niște întrebări. Câte răceli pe an sunt normale la un copil de vârstă școlară? Multe. Depinde de fiecare copil. Ce aș vrea să vă spun în mod particular, copilul, fratele mai mic al unui copil de vârstă școlară se va îmbolnăvi groaznic, da? Cu toate virozele de la o vârstă foarte fragedă, poate chiar de la vârsta de sugar, după care va fi perfect în momentul în care va intra în colectivitate, va avea o rezistență mult mai bună, pentru că perioada lui de antrenament a fost din contactul cu fratele sau cu sora mai mare. O răceală de la nivelul urechii poate provoca amețeli? Da. O otită seroasă poate provoca amețeli. Orice inflamație care apare la nivelul urechii poate să ducă la apariția amețelilor. Mai avem aici copil de 1 an și 8 luni cu frecventă rinofaringită, faringoamigdalită, amigdalită pultacee. Pe lângă antibiotic, ni s-a mai recomandat picături cu hemisucinat sau dexametazonă, sel fiziologic pentru secrețiile nazale. Ce părere aveți? Am o părere foarte bună despre administrarea antiinflamatoarelor la nivelul mucoasei nazale de tipul antiinflamatoarelor steroidiene, doar că preferința mea o reprezintă moleculele care se absorb puțin din mucoasa nazală. Ce vreau să știți? Că principalul efect secundar al administrării oricărui cortizon în nas este sângerarea. Sângerarea nazală este un efect secundar. O persoană alergică își poate administra 3 luni de zile, de exemplu, picături cu fluticasona sau cu mometasona sau cu beclometasona. Acestea sunt molecule care au efectul foarte puternic la contactul cu mucoasa nazală. Și nu au efectele secundare ale absorpției lor. Nu ajung în sânge și nu se metabolizează. Din cauza asta eu le prefer acestora de tipul dexametazon. Dacă am într-adevăr nevoie de dexametazon, încă o dată vă spun, o folosesc administrată pe rost, nu neapărat în administrarea pentru secrețiile nazale. Plus că există chiar și nebule de fluticasonă care se pot administra în aerosol la copilul cu bronșiolită, de exemplu, la copilul cu laringită. Afectarea gustului și mirosului în urma afecțiunilor orele este iarăși o întrebare foarte frecventă.
Am răspuns un pic, dacă până acum noi nu am fost conștienți, noi vorbesc de oameni în general, specialiștii știau, oreliștii știau că și o infecție gripală poate să ducă la pierderea definitivă a mirosului. După COVID am devenit conștienți că poate să apară această manifestare datorită faptului că virusul s-a dus direct și a produs o inflamație la nivelul terminațiilor olfactive. Fie pacienții și-au revenit în urma acestei condiții, fie au o percepție diferită a mirosului. Ceea ce este important, ceea ce trebuie să știm, este că creierul nostru are o proprietate absolut senzațională, fabuloasă și aceea se numește plasticitate. Este mecanismul prin care noi ne revenim sau prin care se poate recupera un pacient cu accident vascular cerebral, da? Prin exerciții. La fel putem să facem exerciții de a recupera mirosul împreună cu administrarea unor preparate antiinflamatorii topice la nivelul mucoasei nazale. Gustul dispare pentru că a dispărut mirosul, ele fiind strâns legate. Mirosul este un simț de 20.000 de ori mai puternic decât gustul. Primele reacții olfactive apar în jurul vârstei de 7-8 luni. La copil sunt importante. Există tot felul de reflexe legate de miros și tot felul de condiții fiziologice, de exemplu, în care oamenii percep mai accentuat mirosul. Femeia gravidă poate să simtă mirosurile mult mai accentuat, femeile la menstruație pot să simtă mirosurile, sunt anumite tulburări isterice la care apar modificări ale mirosurilor, după cum există și anumite medicamente care pot să ducă la afectări ale mirosului și, în mod secundar, afectări ale gustului. Este interesant că oamenii se plâng mai mult de pierderea gustului și abia apoi devin conștienți de faptul că, de fapt, primul a fost mirosul. Mai avem niște întrebări. Am răspuns la prima, care ar fi alte molecule cu efect antiinflamator în afară de dexametasona, mometasona furoat, fluticasona, beclometazon. Băiat de 4 ani și jumătate care tușește rău, i-am dat antibiotic la 7 zile, acum îi dau sirop de ambroxol, facem aerosol cu fluticasona, 2 ml de 4 zile și are secreții urâte, bănuiesc că vorbim despre niște secreții nazale. Eu aș spune, în primul rând, să curățați bine nasul cu sel fisiologic și cu batistuța sugarului. Nu neapărat să sufle nasul cu putere și puteți să administrați local un spray cu un preparat de cortizon. Dacă au trecut deja 7 zile, cred că ați pus ceva de genul de congestionantelor nazale, deci nu vă recomand să folosiți în plus, dar puteți să folosiți un spray cu cortizon, după cum v-am spus, dacă preparatul este corect, se poate administra chiar și o lună de zile. Posibil ca tusea să fie efectul acestor secreții care se scurtă pe peretele posterior al faringelui. Puteți administra și un fluidificant de secreții, astfel încât ele să fie mai ușor de eliminat. Și administrarea de antibiotic, sunt convinsă că a fost în urma unei prescripții medicale, în urma prescripției unui doctor. Eventual, vedeți dacă trebuie prelungit sau nu cu încă 3 zile maxim tratamentul cu antibiotic sau nu. Știu că atunci când copilul este bolnav, vă doriți să se facă bine foarte repede. Știu perfect despre ce e vorba și ce se întâmplă. Însă, pe măsură ce el o să crească, o să vedeți că lucrurile se vor modifica. Și nu știu dacă este o veste bună sau o veste mai puțin bună, undeva în jurul vârstei de 7 ani, când apare o maturizare a sistemului imunitar, când și din punct de vedere anatomic copilul crește, vegetațiile adenoide ocupă mai puțin
puțin loc în spatele nasului, respirația devine de calitate, trompa lui Eustachiu își modifică și ea poziția din orizontală, cum este la nou născut, ea capătă această poziție oblică, firească, toate aceste infecții vor scădea ca intensitate. Este greu, este greu de gestionat din perspectiva mamelor, pentru că copilul merge la grădiniță, nu-l mai poți duce la grădiniță, când îl duci iar se îmbolnăvește și cumva nu mai știi ce să faci. Dacă priviți nasul înfundat la copil ca un mod de viață, da? El neavând altceva decât nasul înfundat și niște secreții nu urâte, ci prietenoase, dar nu are febră, nu are durere de ureche, nu are durere de gât, nu are tuse care ne scoate din minți, putem să ducem copilul în colectivitate, poate să-și desfășoare o viață normală și cu cât o să-l ținem mai mult, v-am spus, într-un spațiu închis, cum spunem noi, ferit de infecții, cu atât s-ar putea ca efectul să fie cel contrar. Dar este adevărat că în momentul în care un copil se îmbolnăvește, tendința noastră este să-l protejăm. Însă ce aș vrea să vă aduceți aminte fiecare dintre dumneavoastră, pentru că sunt convinsă că toți cei care vă uitați sunteți oameni care ați avut de gestionat acest tip de situații de infecții respiratorii, aș vrea să realizați că la fel de brusc cum se întâmplă o infecție și cum într-un fel se deteriorează starea generală, la fel de brusc își revine un copil. El are această capacitate spectaculoasă de a-și reveni foarte repede, prin comparație poate cu adulții. Ce am observat eu este că noi adulții care luăm o infecție de la un copil, tragem de ea mult mai mult decât copilul. El se vindecă, nu mai are niciun fel de problemă și noi rămânem cu nasul înfundat, cu tuse, poate o perioadă mai lungă. Referitor la tuse, fiți un pic atenți dacă tusea este mai frecventă în timpul nopții, dacă ea este determinată și de modificarea poziției, respectiv de poziția întins în pat, dacă se ameliorează în momentul în care se ridică în poziție șezut sau când stă pe mai multe perne, pentru că s-ar putea să fie o tuse determinată de refluxul faringolaringian sau gastroesofagian. Un DPOC cronic crescută în grad ca afecțiune și clasare medicală, în timp poate provoca insuficiență renală. Este greu de spus, dar există niște afecțiuni cronice determinate genetic în care coexistă acest tip de afecțiune, respectiv BPOC-ul și insuficiența renală. Deci aș spune să investigați bine la un specialist, la un pneumolog, și să fiți sigur sau sigură că tratamentul BPOC-ului este corect. Tratamentul în general are niște trepte. Din cauza asta există doctorul, există farmacistul. Toate tratamentele au niște trepte, mai ales în bolile cronice, cum sunt alergia, astmul, bronhopneumopatia obstructivă cronică. Da? Există diverse trepte de tratament. Întâi luăm, facem un tratament, apoi putem adăuga și al doilea spray cu aerosol sau se pot administra tablete sau se pot face cure scurte, de exemplu, de corticosteroid oral. Există și această variantă, da? Deci aș spune să consultați un pneumolog cu experiență, să faceți niște teste ventilatorii, să vedeți exact care este funcția pulmonară și când aveți nevoie să modificați acest tratament. Și nu în ultimul rând, care este cauza apariției BPOC-ului și vedeți dacă nu ne putem adresa practic cauzei. Despre imunoterapie aș mai vorbi ceva, și anume să vă gândiți la imunoterapie în fața unui pacient, de exemplu cum este acesta cu BPOC. Acest tip de pacient ar putea beneficia în urma unei imunoterapii corecte care se face la intrarea în sezonul rece. Iarăși, pacientul cu diabet zaharat poate să beneficieze în urma unei imunoterapii corecte și cu siguranță orice copil, măcar o dată în viață, poate să beneficieze de această
imunoterapie, să aveți mare grijă la apariția fenomenelor de insuficiență respiratorie, care pot să reprezinte urgențe, sunt foarte grave și spectaculoase la copil, sunt determinate de apariția laringitei, dar ele pot să apară și la adult și automat obligatoriu să mergeți imediat la medic. Vă mulțumesc frumos și vă stau la dispoziție pentru întrebări oricând doriți.